Procurorii DNA susțin că fostul șef de la permise Suceava, Radu Obreja, ar deține prin interpuși un teren de 1000 de metri pătrați cu o clădire de 74 de metri pătrați în comuna Mălinea, județului Suceava. O mașină marca Audi model A4, fabricată în 2018, un alt autoturism marca Volkswagen, fabricat în anul 2020, un teren în suprafață de 50 de metri pătrați împreună cu o construcție de 50 de metri pătrați în satul Sfântul Ilie din comuna Șcheia, un apartament și două spații comerciale pe strada Tipografiei din municipiul Suceava, un teren de 3800 de metri pătrați în satul Tișăuți, un alt teren de 430 de metri pătrați în satul Șcheia, o casă de locuit în suprafață de 169 de metri pătrați, tot în Șcheia, 17 cabinete medicale în cadrul Policlinicii Areni din municipiul Suceava. Totodată, Radu Obreja ar deține și un apartament în valoare de 200.000 de euro pe faleza Mării Negre din Constanța. La toate aceste bunuri, pe care procurorii le-au evaluat la peste 1 milion de euro, se mai adaugă cei 500.000 de euro găsiți în casa inculpatului Radu Popovici, despre care anchetatorii susțin că i-ar fi aparținut tot fostului șef de la permise. Banii erau ținuți într-o valiză în interiorul căreia ar fi fost găsită și o agendă în care erau trecute sumele primite pe zile și banii cheltuiți. Pentru serviciile sale, Radu Popovici ar fi primit comision. Oricum, el nu este singurul acuzat că l-ar fi ajutat pe șeful de la permise să spele banii pe care i-ar fi obținut din șpăgi. Totodată, la averea fostului comisar șef se adună și cei 50.000 de euro găsiți în portbagajul mașinii sale, precum și cei 60.000 de lei găsiți în locuința sa în timpul perchezițiilor efectuate de anchetatori. Rămâne de văzut cum va justifica Radu Obreja averea la care fac referire procurorii, ținând cont că salariul său lunar nu depășea suma de 6.000 de lei.